Sunt zile de sărbătoare pentru Centrul Creației Populare Argeș, instituția care veghează la păstrarea identității culturale prin culegerea, conservarea și promovarea tradiției. Această misiune o îndeplinește de 55 de ani. Prin decizia de înființare a instituției, care s-a dat de sfatul popular al regiunii Argeș la 1 mai 1956, era specificat. Este o instituție metodică care pregătește instructorii de la casele de cultură, de la căminele culturale, de la orașe, sate, a meșterilor populari. Deci aceasta era atribuția principală. Activitatea instituției se concretizează în lucrări de cercetare și culegere de folclor, manifestări artistice de valorificare a tradiției, activități de promovare și încurajare a artei, manifestări precum festivalul de film cu tematică religioasă Lumină din Lumină, expoziția de icoane Rugămâneție, festivalul DG Chiriac, festivalul Carpați, expoziția de artă naivă, concursul de creație literară Ion Pilat sunt doar câteva mărci ale Centrului Creației Populare Argeș. Au trecut prin această instituție o seamă de personalități culturale remarcante. Sunt și astăzi oameni cu care ne sfătuim, cu care încercăm să îmbinăm utilul și plăcutul, oameni care au o maturitate în gândire, oameni care au încă ceva de spus pentru cultura populară argeșeană și mușceleană. Manifestările aniversare se întind pe parcursul mai multor zile, din 29 aprilie până pe 7 mai. Ne-am gândit să dedicăm instituției o săptămână de manifestări în care toate sectoarele implicate își vor aduce aportul. Nu sunt cuvinte mari, vom avea un spectacol, un concert extraordinar de muzică corală, vom avea lansări de carte, vom avea un spectacol pe care secția profesionistă pe 2 mai îl va oferi publicului spectator, sperăm noi, într-o transmisiune pe televiziunile naționale. Și vor mai fi surprize. Zilele Centrului Creației Populare vor debuta mâine cu expoziția retrospectivă a meșterilor Elena și Gheorghe Mateescu. De la ora 18 la Teatrul Alexandru Davila va avea loc un concert aniversar susținut de corul Ars Nova, corul Credo și corala bărbătească Evgenie Piteșteanu.